Bună seara! Avem pe Victor Angescu la telefon. Bună seara! Bună seara! Ne certăm pe galeria Rapidului, vă dă seama. Ca și cum ăsta ar fi... Da, auziți? Dacă am fi într-un film, să fac tot felul de filme, am zice că ar fi chiar un scenariu interesant. Deci vin niște cetățeni, anunță niște lucruri, adică dumneavoastră, domnul Șucu, anunță niște lucruri, vrem să facem o altfel de echipă, un altfel de cultură, o altfel, nu știu ce. Și se întâmplă, eu nu zic că nici nu e o vreo conspirație, dar zic că se întâmplă așa, povestea cu galeria. Președintele Nicolae, care este și el implicat într-o anumită măsură în povestea asta. După care, tot ceea ce se poate întâmpla la nivelul rău, la nivelul echipei. Apropo, se împlinește o lună de la 4-0 cu FCSB. Ce sentiment aveți? Păi a trecut de ceva timp. Normal că în momentul de față... Nu, mi se pare puțin față de cât s-a întâmplat de atunci. S-au întâmplat foarte multe, așa este. Da. Nu am fi estimat atunci când se vor întâmpla atâtea lucruri, dar asta e viața. A sesizat împreună așa la club vreo greșeală în acel moment, ceva, un macaz care să fi dus acest tren pe o linie greșită? Nu, nu aveam cum să anticipăm ce s-a întâmplat. Știți bine că pe noi ne-a debusolat destul de mult cu două zile înainte de primul mes ce s-a întâmplat cu ce vorbesc mai devreme cu acest dosar și nu cred că am fi putut să prevedem acest lucru. După aia, ce putem să ne reproșim este după ce s-a întâmplat asta, din punctul nostru de vedere, jocul. Am avut în acest proiect, am jucat până acum foarte slab și cu toții trebuie să ne gândim ce am făcut greșit de la antrenori, jucători și normal că și conducători. Cristiano Bergodi spunea că nu înțelege ce se întâmplă cu echipa. Se pare acceptabil ca un antrenor după o asemenea înfrângere cu cea cu CFR, istorică, zice, să spună la conferință de presă că nu înțelege ce se întâmplă? Putem să nu înțelegem noi. Dar el? Păi nu știu, probabil că nici, vă dați seama că nici el nu a înțeles, pentru că nu cred că se aștepta sau a pregătit meciul să pierdem de acea manieră. Dar normal, el este antrenorul echipei și el trebuie să fie și cel care își dă seama și cel mai repede și care și, soluția de a ieși din acest joc și din a scoate echipa din acest impas. Credeți că a pierdut controlul echipei al vestiarului? Nu. Nu în sensul că dacă nu mai are, cum să spun, influență cu adevărat aspor să-i tragă pe drumul drept. Că, sigur, oamenii nu înseamnă că se răzvrătesc în vestiar sau că ies cu furi și topoare. Nu cred că l-a pierdut, dar vă dați seama că sunt supărați. Adică să pierzi, eu cred că așa cum am avut meciuri și foarte bune, poate Cristiano poate să revitalizeze situația. Nu cred că a pierdut controlul vestiarului, dar, repet, normal că el este primul care trebuie să-și dea seama ce trebuie să facă ca echipa să arate așa cum a arătat în momentul când am intrat în play-off. S-a luat în vreun moment în calcul în luna asta în care a pierdut în cascadă meciuri să fie demis? Domnul Bergodi, a discutat vreun moment, măcar ideea asta a fost în vreun moment în conducerea Rapidului? Gândul ăsta? Să-mi vă dați seama că nu pot să vă zic toate gândurile, dar discuție să îl demitem nu am avut. Am avut, după cum știți, o ședință după ultimul meci în care am stabilit că suntem în continuare, îi mai acordăm șanse și suntem alături de Cristiano. Dar nu am avut niciun... Hai, nu știu, n-am stat așa, a trebuit să luăm o decizie, a fost între și ne-am gândit să facem așa. Dar dacă ați vrea să luați decizia, ați putea, fără să-i plătiți anumite despăgubiri? Fiecare antrenor are un contract și normal că vom respecta ceea ce este în contract. Dar clubul Rapid nu, adică nu va exista niciodată să nu demitem un antrenor din cauze financiare sau de clauze, pentru că noi ne le negociăm foarte bine. Normal că și antrenorii își negociază anumite clauze, dar ce pot să vă spun e că dacă vom lua decizia, o vom lua și nu are nicio legătură cu partea financiară. Da, 200.000 parcă, nu? Parcă asta e clauza. Asta era, da. Da. Clauza. Domnul Șucu a spus... Nu pot să vă spun, dar e s-a vehiculat sau vehiculat ceva eronat, pentru că Cristiano are niște lucruri foarte clare în contract și niște obiective clare. Da. Repet, adică ce s-a vehiculat eronat? Asta cu 200.000. Nu, cred, poate și alte clauze. Ah, ok. Nu? Nu, există o clauză de reziliere
Dar, repet, există și alte clauze pe care clubul le-a pus în funcție de performanțe. Da, în locurile 1-3, nu? Astea sunt. Da, noi asta am avut, locurile 1-3 și Cupa României. Din Cupa României. Au mai rămas locurile 1-3. După ce a ieșit din ședință, de fapt locurile 2-3, scuzați. 2-3, da. După ce a ieșit din ședință, domnul Șucu a spus așa, că jucătorii sunt principalii vinovați. E în mare măsură probabil că are dreptate, dar Bergo, dinastră, aveți expertiză, vă uitați la fotbal de mult timp, ați văzut 3 meciuri, 3 eșecuri ale Rapidului. Considerați că cel puțin la pauză domnul Bergodi a reușit măcar să îndrepte puțin ce a fost stricat în primele 45 de minute sau? Nu, să-mi spun părerea mea la ce s-a referit Dan și are dreptate, este că nu aș vrea să generalizez către toți jucătorii. Sunt anumiți jucători pe care ne-au dezamăgit și care, într-adevăr, au o parte divină și vom lua, ați văzut, a avut și Daniel Nicolae în comunicat și vom face public, vom lua anumite măsuri foarte dure cu anumiți jucători care, dacă nu înțeleg la ce club sunt și ce vrem să facem aici, nu am ce căuta. Ce înseamnă, ce înseamnă foarte dure? Adică nu vor mai ști. Din momentul acesta am luat decizia după ședință, am vorbit și cu Cristiano și am luat decizia cu anumiți jucători să nu ne mai bazăm pe ei de acum. E vorba de Albuș despre Djokovic? O să vedeți în următoarele meciuri, nu aș vrea să, nu cred că e în măsură să fac un accelerat. Hai, ca la arbitru, să vedem cine sunt cei reținuți de la titlul, de la fine, de la delegat. Ședintele sau antrenorul, nu aș vrea să fiu eu cel care face și asta. Da, deci cu ei s-a luat decizia, nu se mai așteaptă nimic, sunteți lămuriți. Nu, sunt anumiti jucători care din momentul de față noi ne vom mai baza pe ei. Dar, repet, nu pot să duc la toți jucătorii. Normal că avem așteptări poate de la unii mai mari, dar eu cred că toată lumea e de vină, nu doar jucătorii, inclusiv Cristiano, nu trebuie să ne ascundem că și când câștigăm, nu câștigă doar antrenorul sau jucătorii. Și e clar că și Cristiano a greșit și a făcut anumite greșeli în aceste meciuri. Și le-ați identificat? Doar jucătorii sau doar antrenor. Le-ați identificat greșelile? Am avut o discuție cu Cristiano, mi-a spus părerea lui. Eu sper că pe viitor, repet, să putem să arătăm mai bine în următorul meci. A recunoscut că a greșit? Exact, și a recunoscut greșelile astea? Vă dați seama că am avut o discuție, n-aș vrea să spun eu. Că e interesant, e revelator dacă că s-ar putea. Da, eu cum știu pe Cristiano, el are idei clare, ferme. Și e un om minunat, dar pare și încăpățânat, adică în poveștile lui, care sunt ale lui. Nu, am avut o discuție foarte ok și cred că realizează și el partea lui de vin. Uh-huh. Interesant, credeți că, da. Vom vedea dacă... dacă obiectivul 1-3 este pierdut înainte de finalul sezonului, se poate matematic, cum se spune în fotbal, contractul merge până la capătul sezonului sau poate fi întrerupt înainte? Sper să nu se întâmple asta, pentru că suntem la 3 puncte și matematic probabil ar trebui ca să fie înainte de finalul sezonului, ar trebui să, nu știu, să mai pierdem încă vreo 3 meciuri la rând. Dar ce pot să spun este că în cazul în care nu se va îndeplini obiectivul, normal că ne vom gândi la schimbare, pentru că ar fi un an total ratat și atunci ar fi greu să mergem și anul următor în condiții în care nu ne-am atins obiectivul de acest an. Așa e, dar nu considerați totuși că riscați, domnul Angelescu, ținându-l în continuare pe domnul Bergodi, riscați să pierdeți și locul 3? Adică v-ați asumat riscul ăsta, probabil. Așa s-a... Da, să știți că nu garantează nimic dacă punem antrenor, un alt antrenor prinde locul 3. Păi dacă venea Petrescu, poate că... Sau da, așa este, e adevărat. Nu. Haideți să nu încercăm, că nu e ca și cum, nu știu, Petrescu e de 5 ori mai bun decât Cristiano sau invers, că nu cred că așa. Nu zic că e de 5 domnul ori Angelescu, mai bun. Domnul Angelescu, dar de transferuri sunteți mulțumit? Care s-au făcut? De transferurile care s-au făcut sunteți mulțumit? Păi sunt foarte mulțumit, nu mulțumit. Ah, bun. Nu de toate, Doamne ferește, dar cred că am transferat de departe cel mai bine. Păi i-aș lua la rând dacă... Vreți că la asta mamă e mai implicat. Avem niște jucători. Înseamnă că e problema antrenor atunci. Da. Nu, și adică stați un pic. Nu sunt mulțumit de toate transferurile pe care le-am făcut, dar după cum știți, noi am sărit destul de repede etapele și am făcut multe transferuri în acest sezon ca să putem să ajungem să fim în primele echipe. Și atunci, normal că nu sunt mulțumit de unii jucători care au venit. Bănuiesc că puteți să vă dați seama de care.
Dar au și venit unii jucători, cum a fost, nu știu, Rahmani, Burmaz, alți jucători, care cred eu, Krasniki, Petrila, de care sunt foarte mulțumit, și alții nu poți. În momentul în care transferezi 15 jucători, n-au cum să-ți iasă toți. Dar eu cred că proporția e destul de mare în favoarea noastră. Cred că avem un lot foarte, foarte bun în momentul de față și ar trebui să fim minim măcar a doua echipă din campionat, după nivelul lotului. A spus că toată lumea a greșit, jucătorii, antrenorul, conducerea. Ce-a greșit conducerea? Patronatul, managementul în general, ce-a greșit de s-a ajuns în situația asta? Eu cred că probabil ar fi trebuit, după meciul cu Faro, ați văzut că ne-a luat prin surprindere, ar fi trebuit să facem lucrurile un pic altfel și noi ca și conducere și să fim un pic mai strict în anumite lucruri pe care și noi le știam și cumva n-am vrut să intervenim prea mult în partea sportivă și nu cred că a fost bine. Mă refer să avem anumite discuții, tocmai că știam că anumiți jucători în viitor poate nu vor mai avea ce căuta la echipă și ar fi trebuit să ne impunem mai clar punctul de vedere, dar asta e, învățăm și noi din greșeli și sper că pe viitor nici noi să nu ne mai facem. Știți ce e interesant, domnul Angelescu? Beneficiați de clemența suporterilor. Noastră sunteți rapidist, adică știți ce se întâmpla pe vremuri cu galeria, inclusiv Panco a fost alergat pe acolo pe șine și așa mai departe. Vasile Maftei, care lucrează, Daniel Nicolae, în jurați. E, de data asta... Ai fantezia asta să-i vezi alergat pe șine? Nu, fantezia, în ghilimele. Dan Șucu și pe Victor Angelescu. A fost apostrof. Dar uite că suporterii au răbdare. E adevărat că la câți bani s-au investit... Acum suporterii mai au niște probleme în momentul ăsta. Mai au și niște probleme, exact. Dar de obicei, la trei eșecuri și la... Ce s-a așteptat, cât s-au creat așteptări de mari, bineînțeles că le-au creat domnul Angelescu, domnul Șucu, da, care au investit acolo, uite că nu sunt atât de critici. Au strigat de misie. Este adevărat, sau oricum au fost impecabili și acum au cântat tot meciul, inclusiv la 4-0. Când am dat gol, ziceai că mai stăm un pic și egalăm. Exact. Curatul a fost incredibil. Așa este, da. Totuși, vă dați seama, și suporterii noștri cred că s-au schimbat foarte mult în bine, în afară de faptul că, nu știu, cântă la fiecare meci, că asta o făceau și înainte. Nu cred că mai sunt posibile aceste povești cu alergat pe șinele de tren. Astea au avut și ele timpul. Așa e. Și cred că nu mai sunt lucrurile așa și normal, chiar sincer m-au uimit, cel puțin la ultimul meci. Incredibil cum au putut să cânte și la 4-0 și la 4-1. Ce să zicem, știm că în acest moment se ridică la acest nivel. Da. Noi trebuie să ne ridicăm și noi la nivelul lor și să ne îndeplinim obiectivul. Da. Există riscul, sau nu știu, există poate această situație în care unii jucători, măcar unii dintre ei, venind într-o echipă unde înțeleg că salariile se plătesc la timp, condițiile înțeleg că sunt bune, există această galerie, există această iubire, vișinie care înconjoară, să-și fi spus, lasă, domne, că merge bine așa, ne încasăm banii, da, da, mergem înainte. Nu zic nimic, nu se bagă nimeni peste nimeni, nu ia nimeni de guler. Asta e bun, așa. Și așa plec la antrenorul rămâne oricum. Asta e. Există riscul ăsta? Nu, sigur. Asta am și spus că normal că nu la toți, nu aș extrapola. Sunt unii jucători care au venit și trag foarte mult, îi văd. Unul din ei este și Rahmani, care plânge și după meci și se vede că își dorește foarte mult. Dar, într-adevăr, există și jucători care probabil au această mentalitate și tocmai de asta pe acești jucători probabil că nu-i vei mai vedea de acum încolo jucând la Rapid. Și așa cum am spus, probabil asta a fost și greșeala noastră a conducerii, pentru că ar trebui să o facem mai devreme și cei care au o atitudine în care nu vor să facă o performanță maximă și capul lor nu e 24 din 24 la fotbal, nu au ce să caute la noi în club. Și probabil că, așa cum am spus, la unii jucători poate și ne-au fost un pic prea indulgenți. Cred că Daniel, scuză-mă, Radu, te rog. Nu, voiam să întreb, care e numărul acestor jucători? Cam cât sunt? Păi... O să fie vreo 3-4 jucători pe care în acest moment nu ne mai bază. Da, cred că, în primul rând, Daniel Nicolae trebuie să, președintele, să încerce să aplaneze conflictul din vestiar. Pentru că, inclusiv domnul Șucu a recunoscut când l-am întrebat atunci, ții minte, domnule, sunt disensiuni, sunt bisericuțe, sunt sârbii, kosovarii, românii. Nu, asta aș vrea să spun eu, nu e adevărat. Sârbii, kosovarii nu există, chiar burmazii. Sârbii e unul singur, e sârbii. Da. Krasniki cu Rahmani, da, se înțeleg foarte bine.
Nu sunt bisericuțe, cred că de data asta găsit-o de tatăl Radu a sintetizat destul de bine. Sunt unii jucători, fără a fi, nu știu, într-un conflict uman, să zicem, cu al jucători, care, văzând că totul e bine, probabil că nu au o tragere așa cum ar trebui și nu au dorința aia de a arăta și de a vrea, nu știu, să ajungi poate mai departe sau să arăți că ești unul din cei mai buni în România și să mulțumesc cu ceea ce au acum și poate nu sunt, repet, poate de concentrat pe care trebuie să fie, mai ales la un club care trebuie să se bate la titlu. Da, e adevărat și că v-au cerut motiv... să nu se mai antreneze la ProRapid, la Constructor acolo și echipa se antrenează la Mogoșoaia sau plâns de teren, nu, de condiții? Nu ne-au cerut să schimbăm noi, pentru că acum se face în primăvară, s-a însământat, se pune, s-a pus iarbă și trebuie două săptămâni să nu intre pe el, pentru că altfel nu crește. Ca să poți să fie... A, nu s-au plâns jucătorii că e terenul în neregulă la Constructorul. Păi nu, terenul e, știți că mai ales după iarnă, terenul nu e la fel de bun. Înțeleg că era tare și aveau probleme cu... Și da, e adevărat, era tare terenul, a trebuit însămânțat ca să arate mult mai bine și pentru asta două săptămâni, ca să poți să arate cum trebuie, ne antrenăm la bute. Domnul Angelescu, cine poartă responsabilitatea transferurilor la club? Mai spun încă o dată, avem un departament de scouting cu un șef de scouting care se ocupă de așa ceva. După care președintele clubului, da, cred că ziua Daniel Sandu este șeful scouterilor, președintele clubului, antrenorul și cu mine, ne uităm pe tot ce se trimite și luăm deciziile în momentul în care mi se pare că cineva e, nu știu, poate să vină să ajute clubul. Credeți că ați greșit ceva? Nu, tu mai ai zis că sunt foarte bune transferurile. Ah, transferurile, da, auzit. Da, exact, da. Scuzați. Apropo de ce se întâmplă acum în Superliga, ce sentiment aveți că încă o dată ați venit cu ideea aceasta, dom'le, fiecare știe locul la acest club, patronii sau acționarii sunt acționari, președinte, antrenor, jucători, nu se bagă unii peste alții, ia că stăm de vorbă. Ce senzație aveți când vedeți că o echipă practic a luat titlul sau va lua titlul, o echipă în care, a care patronul are, pune ștampila finală pe toate deciziile tehnice și pe unele le ia chiar el? Sunteți tentați? Există, să spuneți, no, dumneavoastră, așa o fi în România? Poate ăsta e cheia succesului? Nu. Am spus, nu suntem tentați în niciun caz și a scris-o și domnul Șucu ca să îmbrăzor pentru mine de atâtea ori că este un model pe care nu dorim și nici nu îl vom urma vreodată. Dacă o să ia titlul și e clar că sunt 95% campioni, îl merit, au fost cea mai bună echipă până acum în acest sezon și cred că au un loc senzațional. Dar faptul că câștigă un titlu după, nu știu, 9 sau 10 ani nu e un lucru de urmat. Eu cred că cel puțin până acum vreo 2-3 ani Steaua aproape tot timpul a avut cel mai mult loc. FCSB, e prima oară, pardon, mă scuzați, FCSB, și e prima oară când îl câștigă. Cred eu că probabil cu altă strategie el ar fi câștigat de mai multe ori. Deci nu cred că e o strategie care pe termen lung să fie bună, dar asta este părerea noastră și atâta timp cât anul acesta ei vor câștiga, probabil că se gândesc că merge și așa, dar oricum nu cred că se gândesc că până la urmă cel care decide este domnul Becale și mănânc că dânsul dorește acest lucru, da, și îi face plăcere. Știți care e ironia, domnul Angelescu? Aveți ultimul meci pe Giulești cu FCSB. Ar putea fi încoronată FCSB în Giulești. Nu, FCSB va fi campioană probabil mult mai devreme. Asta vă doriți dumneavoastră? Nu-mi doresc. Nu, acum e o dorință, a devenit o dorință acum. Da. Nu, chiar nu-mi doresc, pentru că asta ar însemna că altcineva are șanse la titlu și asta înseamnă că noi suntem la 3 puncte de locul 2, deci înseamnă că și noi mai avem șanse. Dar realistic, la 11 puncte și mai sunt 7 etape, dacă nu se întâmplă niște lucruri senzaționale, cred că o să fie campioni, da, înainte. Da. Am înțeles. Dacă v-aș trebui așa, cea mai mare dezamăgire în acest an sau ce mai lucru din care aveți de învățat în acest an deocată, care e? Aș vrea mai întâi să termin anul ca să pot să trag toate învățămintele, să vedem exact ce se întâmplă. Pentru că va fi o mare diferență dacă terminăm pe 2, pe 3 și mergem în cupele europene sau nu. Dar până acum, repet, cred că ce aș putea să zic după acest, nu știu, campionat regular și primele 3 etape, că trebuie să fim, în momentul de față, nu arătând politică de titlu și trebuie să învățăm, să creștem această cultură, ca toți jucătorii să se tragă și să fie 100% concentrați pentru un obiectiv mare, pentru că altfel degeaba
avem jucători foarte buni, dacă nu și mental nu suntem pregătiți pentru așa ceva. La anul care ar trebui să fie obiectivul sau obiectivele? Sezonul următor. E sigur titlul, vă dați seama, am și spus la anul, normal că obiectivul va fi titlul. Și cupa? Și cupa, normal, nu să venim titlul și fără cupa. Da, nu, întreb pentru că, uitați Craiova, care a urmărit doi iepuri și... N-am prins niciun. Da, s-a împiedicat... Nu, nu aveam nicio așteptare. Nu știu, bă, ei aveau așteptări, cum și la cupă, cum ei n-aveau la cupă? Nu. La cupă au ieșit cu Mitrița accentat, care i-a dus să piardă și serios meciul, un rezultat care putea fi mai mare, cel cu FCSB. De asta vă întrebam dacă... Nu știu dacă o pierde din cauza că s-a accentat Mitriță, că teoretic trebuie să câștige și fără Mitriță, cred că erau favoriți și asta zice echipa rămasă în cupă, deci oricare din CFR sau Craiova ar fi câștigat, ar fi avut, zic eu, cea mai mare șansă. Da. Dar, da, mă rog. Domnul Angelescu a zis că renunțați la niște jucători. Aveți de gând să aduceți jucători din intern sau de afară? Nu, nu am început încă să ne gândim exact la ce jucători vrem pentru anul, pentru că încă... Ma, ați început să vă gândiți. Îmi pare rău. Ba da, cei din intern îi știm, am și declarat. Nu, nu, nu. Da, în fine, din intern, extern. Că domnul Șucu a zis de Luis Munteanu. Păi da, să spun, din intern, Luis Munteanu îl cunoaștem cu toții, îl cunoaște și asta și normal. Nu, e intern, extern, că el ține de Fiorentina, adică e intern, dar e extern. Nu, vreau să zic că e cunoscut, adică toată lumea îl vede în campionatul nostru. Și îl știm, am spus că e un jucător foarte interesant și că ne-l dorim. Adică dacă s-ar putea, dacă se poate, normal că l-am dorit la Rapid. Tocmai a spus patronul de la FCSB că și el și-l dorește și a vorbit cu el, a vorbit cu Hagi. Cum stau lucrurile? Cum credeți că stau lucrurile? Poate să vă ia fața în cazul ăsta lui Zmunteanu? Cred că nu e prima oară când, nu știu, suntem două cluburi importante interesate de un jucător. Normal că fiecare o să încerce să-l aducă. Vom vedea ce se va întâmpla și noi suntem interesați și este normal într-un fel, pentru că e un jucător foarte bun și a arătat în aceste... Adică, care e situația asta? Încercam să înțeleg, că domnul Șucu spunea că ați luat legătura cu Fiorentina de ceva vreme. Da, normal, am luat legătura și noi cu Fiorentina, probabil că au luat-o și de la FCSB, vom vedea ce se va întâmpla în vară. O licitație, și... probabil. Da, și cred că contează probabil ce va vrea jucătorul și ce negocieri vor fi cu clubul, cu Fiorentina. Ce îi va spune Hagi? Contează? Probabil că e important și îi spune Gica Hagi, că el l-a crescut. Spuneți că e important pentru lui. Da. Bun, mulțumim pentru intervenție. Mulțumim. Să vedem continuarea. Foarte interesant de acum pentru Rapid și pentru cealaltă. Mulțumim. O seară bună. Să luăm o pauză. Știi care e întrebarea? Era întrebarea, scuză-mă, dar mi-a fost jenă. Dar de ce nu? Ce dacă se întâmplă o nefăcută cu Rămâne Bergodi, cu Sepsi. Păi trebuia să întâmple. Da. E clar că sunt... Păi nu, că pare că deja v-am întrebat asta, pentru că îl rămâne... Nu, dar din ce ai zis, o să luăm o pauză și să discutăm un pic de ce ai zis, pentru că trebuie să facem și o extragere. A spus Teva, anume, trebuie să vedem, dintre transferuri care l-au mulțumit, trebuie să facem o extragere, să vedem cine a rămas. Da. Nefiind exhaustiv, adică nefiind... Nu punem o ștampilă că ăștia sunt cei doriți, dar poate pot fi dintre ei. Sau cei care nu au dat satisfacție. Luăm o pauză și revenim, vorbim despre asta.